Din Sfânta Scriptură citesc cuvântul lui Dumnezeu în prima parte din cartea profetului Isaia, capitolul 36, de la primul verset. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite ale lui Iuda și le-a luat. Și împăratul Asiriei a trimis din Lachis la Ierusalim, la împăratul Ezechia, pe Rabșache, cu o puternică oștire. Rabșache s-a oprit la canalul de apă al iazului de sus, pe drumul ogorului înălbitorului. Atunci Eliachim, fiul lui Hilchia, căpetenia casei împăratului, s-a dus la el cu logofătul Șebna și cu Ioaf, fiul lui Asaf, scriitorul, arhivarul. Rabșache le-a zis: spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei, ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Eu spun că acestea sunt vorbe în vânt, pentru război trebuie chibzuință și putere. În cine ți-ai pus dar încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Iată, ai pus-o în Egipt, ai luat ca sprijin această trestie ruptă care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijină pe ea. Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. Dar poate că îmi vei spune: ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru, dar nu este el acela ale cărui înălțim și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului să vă închinați înainte acestui altar? Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei, și îți voi da 2000 de cai să vedem dacă poți face rost de călăreți ca să încalece pe ei. Cum ai putea să stai tu împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnați slujitori ai stăpânului meu și totuși tu îți pui încrederea în Egipt pentru care și pentru călăreți? Și apoi, fără voia Domnului, m-am suit eu împotriva țării acesteia să o nimicesc? Domnul mi-a zis: suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Citesc mai jos, de la 15. Nu vă lăsați mângâiați de Ezechia cu încrederea în Domnul, când vă zice: Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. Nu ascultați pe Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei: faceți pace cu mine și supuneți-vă mie, și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui și va bea apă din fântâna lui, până voi veni și vă voi lua într-o țară ca a voastră, într-o țară plină de grâu și de vin, o țară plină de pâine și de vin. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia când vă zice: Domnul ne va izbăvi. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului, ai Arpadului, unde sunt Dumnezeii din Sefarvaim și unde sunt Dumnezeii Samariei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Dintre toți Dumnezeii acestor țări, care din ei și-a izbăvit țara din mâna mea, pentru ca Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Dar ei au tăcut și nu i-au răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta să nu-i răspundeți. Epistola către biserica din Efes, citesc câteva cuvinte din capitolul 6, de la versetul 10. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua aceea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Amin. Vă invit să vă reașezați. Domnul ne-a binecuvântat și în după masa acestei zile să fim la închinare, slăvim pe Domnul pentru prezența Lui în lucrare, pentru călăuzirea sfântă și pentru tot ceea ce Domnul a pregătit pentru noi în seara aceasta. Slavă Domnului! În ce privește lupta noastră spirituală, cuvântul arată destul de clar. Nu am venit să vă spun lucruri noi, dar aș vrea să vă spun lucruri mari și importante, transmise într-un mod simplu,
Dar aș vrea ca puterea Duhului Sfânt să fie la lucru pentru a străpunge inimile noastre, pentru a sensibiliza starea noastră sufletească, de a ne apropia mai mult de Dumnezeu, de a intra într-o rânduială sfântă, acolo unde mai suntem deficitari și Domnul să ne binecuvinteze. Petru spune în prima epistolă, în 5:9, împotriviți-vă lui. Și versetul 8 spune, fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu, răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, tari în credință. În Efeseni 4:27 spune Pavel, să nu dați prilej diavolului. Este o luptă împotriva răului, împotriva forțelor întunericului și nu este ușor. Din afară lupte, dinăuntru temeri și este o luptă și cu noi înșine și dorim să avem biruință în numele Domnului. Cuvântul spune prin Apostolul Petru în prima epistolă, în 2:11, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii care se războiesc cu sufletul. Și Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu și supun la tot felul de înfrânări, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Dorim să ajungem la premiu, la cunună, în împărăția lui Dumnezeu, să moștenim făgăduințele. Domnul să ne dea putere și călăuzire sfântă. În textul din Efeseni 6, primul termen care explică ceea ce avem de făcut este termenul împotriva. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului, împotriva duhurilor. De aceea luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi. Înainte de a vorbi din cuvânt despre lupta spirituală, prima întrebare biblică este, ai sesizat împotrivirea? Ca nu cumva să mergi în aceeași direcție cu lumea. Ai dat de piedici pe calea lui Dumnezeu? Poți întâmpina piedici, că spune 2 Timotei 2:26, ca să se desprindă, să venindu-și în fire, să se desprindă din cursa diavolului. Sunt curse, sunt pericole. Ai sesizat împotrivirea? Și în sensul acesta, cuvântul lui Dumnezeu ne arată foarte clar împotriva cui, împotriva căror lucruri trebuie să ne opunem. Un alt termen de aici este toată armura. Versetul 13, luați toată armura lui Dumnezeu, după ce veți fi biruit totul. Și întrebarea biblică este, ai pus la punct toate detaliile? Dacă trebuie să iei toată armura, dacă trebuie să birui totul, pe detalii ai fost atent? Că războiul cuprinde echipament, armament, strategie, rânduială. Pavel spune în 2 Timotei 2:4 și versetul 3, suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos și versetul 4, dacă vrei să placi celui ce te-a scris la oaste, trebuie să nu te încurci cu treburile vieții și nu mai ajungi la program și nu mai ajungi la rugăciune și nu mai ajungi în vizită la bolnavi. Dumnezeu nostru este un Dumnezeu al rânduielii. Și fratele Nelu citea de aici și aceasta m-a făcut să
merg pe linia aceasta a mesajului, din Roman 15, versetul 30, vândem dar fraților pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre către Dumnezeu. Amen. Și încă o întrebare, ai rămas în picioare? Că scrie aici cuvântul, ca să rămâneți în picioare, 6:13, după ce veți fi biruit totul, după ce crezi că deja lupta e ok, ai biruit, mai vine o încercare. Și momentele de neatenție, că diavolul are grijă și nu se grăbește. Știi unde ți este slăbiciunea? Știi unde ai mai fost corigent? Copiilor le spuneam la orele de religie, dacă nu știți roada Duhului pe de rost, rămâneți corigenți. Dar la frază la adunare le-am spus, dacă nu avem roada Duhului, rămânem la ușă. Lupta este după rânduieli. Trebuie să te încadrezi la program, trebuie să fii pregătit și trebuie să depui efort până la premiu, până la biruință. Doamne, ajută-ne! Întrebarea este, ai rămas în picioare? Vrei să te întrebi, mai ești pe calea îngustă ce duce spre noul Canaan sau ești înfrânt de multe ori în luptă și ai căzut din nou rob lui Satan? Bine ar fi la realitate să revii, la viață nouă să reînvii, cât mai este timp, cât mai este posibilitate. Ai sesizat împotrivirea? Poate chiar în familie. A spus Domnul, eu n-am venit să aduc pace. Cu toate că în altă împrejurare a spus că El este pacea noastră, ne da de înțeles. Este pacea între noi și Dumnezeu și între cei care sunt de o credință cu același preț ca noastră. Dacă nu, s-ar putea să trebuiască să te opui. Și Azaria împreună cu o ceată de preoți au spus, ție nu ți este îngăduit să aduci jertfă, ești împărat, dar nu ți este îngăduit. Un om al lui Dumnezeu s-a dus și a mijlocit pentru altar, dar n-a avut puterea să spună, Ieroboam, nu ți este îngăduit. Moise a avut puterea să se ducă înaintea lui Faraon și să-i spună următorul lucru, arată Sfânta Scriptură, tot nu vrei. Tot te împotrivești să lași poporul să plece să slujească Domnului. Din textul citit din Isaia 36, vreau să vă vorbesc despre strategia de distrugere asiriană. Războiul cu Asiria nu s-a încheiat. Sanherib a murit, Rabșache a murit, dar duhurile rele au rămas, care i-au influențat. Și spune cuvântul aici în text, când al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asirii, s-a suit împotriva cetăților întărite ale lui Iuda și le-a luat. Și primul mod prin care încearcă Asiria să biruie Israelul este prin exemple. Prin exemple. Credincioși și comunități de credincioși care altădată slujau pe Domnul din inimă curată și cu toată inima și cu pasiune și cu stăruință în voia Lui, au ajuns robi Asiriei și după ei merg și alții. Că unii au transmisie live, alții sunt în biserici și a spus Domnul, lăsați-i, sunt niște călăuzi orbe și când un orb merge după alt orb, ajung amândoi, cad amândoi în groapă. Problema care distruge lucrarea lui Dumnezeu uneori este influența negativă. Dragii mei,
Asiria vrea să-ți dea păcat și o cară și silnicie pe față și tu să-i plătești cablu. Că pe același fir e și Hamatul și Sefarfaimul și Samaria. Numai nu uita că aceste cetăți care au fost întărite altădată, acum plătesc bir Asiriei. Și Asiria nu se mulțumește să plătești bir, să faci pact cu ei, să lucrezi pentru ei, ci vrea să te distrugă. Acolo vrea să ajungă Asiria. Prin ce? Prin exemple. Că și alții fac, că și alții s-au dus, ca și alții așa se îmbracă. Și în strategia aceasta de distrugere asiriană, din Iuda, Rabșache vrea să transmită o influență. Uitați-vă la alții. În 2 Împărați 18 cu 15 se arată că primul tribut pe care l-a plătit un împărat, un împărat scump care a dat obiectele și valorile din casa Domnului. Ezechia a dat tot argintul care se afla în casa Domnului și în visteriei casei împăratului. Atunci a luat Ezechia împăratul lui Iuda și a dat împăratului Asiriei aurul cu care acoperise ușile și ușorii templului Domnului. Sfințenia e podoaba casei tale, Doamne, pentru cât vor ținea viacurile. Numai că Asiria vrea slujire fără sfințenie. Vrea prezența lui la adunare fără legătură cu Dumnezeu. Vrea viață de creștin fără transformare spirituală, alipindu-te tare de Domnul. Îți dă un sejur de câteva zile cu reducere ca să ai ispitire live, să nu te mai străduiești cu imagini de pe ecran, live. Îi faci voia? Păi da, dacă și alții. Cred că este o problemă în comunitățile lui Dumnezeu, o problemă ar fi Osea 5 cu 10. Căpeteniile poporului sunt ca cei care mută semnul de la hotare și atâta permisivitate este încât nu mai știu unde e limita dintre neprihănire și păcat, dintre rău și bine. Apare confuzie, compromis, amestec, duplicitarism și atunci Dumnezeu se mânie din cer că este un Dumnezeu gelos și nu îngăduie o vreme, da, că zice Iacov 3, poate din aceeași vână a izvorului să curgă și apă dulce și apă amară, o vreme, da. La biserică poezii, la locul de muncă bancuri. La adunare cântările Domnului, în mașină altceva. Aici să dai îndemnuri bune, încât eu am rămas surprins de unii frați. Ascultați-mă, vine și dă îndemn de la amvon, fraților, rugăciunea e bună, trebuie să ne rugăm și dă îndemnuri, dar seara nu mai vine la adunare, la rugăciune. Sau am văzut, iasă grup de laudă și închinare în față. Așa, acordurile le prind bine, armonie, n-ai ce să zici, profesionalism. Și apoi, unul dă îndemn să ne rugăm și ne motivează. Și după aceea, în timp ce noi ne rugăm, el și acordează chitara. Nu se roagă. Și a zis, mă, oare îndemnurile n-au fost și pentru el? Sau el nu-i convins. Știți că sunt unii care vorbesc în somn, știți? Și zic lucruri bune în somn, numai că ei dorm. Trebuie să fie treziți de Duhul Domnului, care într-o zi a suflat în valea aceea și niște oase moarte au înviat și au devenit o știre puternică. Poți să faci treabă cu ei, să fie tari în luptă, să fie viteși, că Domnul nostru, marele nostru preot, Domnul Iisus Hristos, este cel tare și viteaz biruitor în lupte. A biruit păcatul pe cel rău, lumea aceasta, a spus, vine stăpânitorul acestei lumi și în mine nu are nimic. Dar dacă în noi are câte ceva, invidie, lăudăroșie, mândrie și unele smici așa neluate în seamă, știți?
Sunt păcate pe care uneori nici nu le luăm în seamă. Hai să vă dau exemplu. Iacov 2 cu 9. Dacă aveți în vedere fața omului, faceți un păcat. Ore, n-am avut în vedere. Vorba unui frate din adunare, știu, zic că n-o, să vă predice cravata, când am avut cravată m-ați băgat în seamă și când nu, nu. Iacov 4 cu 17. Cine știe să facă bine, adică știe să facă bine lucrarea lui Dumnezeu, ar putea să mai facă repetiții pentru asta, ar putea să se mai roage, ar trebui să se mai consulte muzical, da? Să mai verifice și gramatical versurile alea, să nu sune așa aruncate din agramatism, ca să aducă o jertfă bună. Cine știe să facă bine, nu un bine, că unii așa zic, cine știe să facă un bine, da? Ar fi ieftin. Nu, cine știe să facă tot ce face, știe să facă bine. Blestemat să fie, scrie Maliahi, cine are o vită sănătoasă, dar a adus una beteagă. Nu merge și așa, nu? Nu știu toți muzică. Așa zic unii. Nu știu dacă Dumnezeu zice tot așa. Ce părere aveți? Știți cum a întrebat Domnul cu primul fiu? O zis că merge, al doilea că nu merge și s-a dus și întreabă Domnul, ce părere aveți? Așa și pus titlul unei predici la noi, ce părere aveți? Ca să vedem ce părere avem. Dacă sunt în concordanță cu principiile sfinte, dacă mergem bine, că la sfârșitul Psalmului 139 spune David, Doamne, cercetează-mi inima, vezi dacă sunt pe o cale bună și du-mă pe calea veșniciei. Predicam de dimineață într-o biserică factori ce au blocat intrarea în Canaan. 1. Influența negativă. Influența negativă. Spune cuvântul Domnului în Exodul 23 cu 1 și 2. Să nu răspândești zvonuri neadevărate. Știți că spune cuvântul Roman 14? Atunci când te întâlnești, atunci când vrei să ai o socializare, o părtășie, să nu vă apucați la vorba asupra părerilor îndoielnice. Primiți bine pe cel slab în credință. Și lângă noi sunt copii, sunt tineri, încă slabi în credință. Și ce facem? Ne apucăm, ce zice oare? Așa, după ureche. Am fost într-o biserică și cânta fanfara și întreb dirijorul, zic, cum cântați aici, după ureche? Da, așa, mai într-un spirit de verificare. Cum, frate, după ureche? Nu vezi notele aici? Bine, sunt și coriști care țin notele în față, dar e tot după ureche. Dar pocăința, cum o ținem? După ureche sau după Biblie? După părerile noastre? Filipeni 3 cu 15. Gândul acesta dar să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Pavel nu a zis suntem. Dumnezeu vă va lumina, că El a zis în Roman 9 cu 1. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Am ajuns la Exodul 23 cu 1, da? Să nu te unești cu cel rău, la nimic, nici la țap țarap, nici la minciuni, la nimic care te întinează și face ca îndepărtarea ta de obiectiv să fie lentă, nu dintr-o dată. Nu. Că spune 1 Petru 2 cu 1, că în noroc s-au ridicat proroși mincinoși și se vor ridica învățători mincinoși care vor strecura, cum? Pe furiș. Nu vine să zică, fraților, am venit cu o învățătură străină. Vorba unui frate, atunci nu-l primești și nu-i mai da nici bani de drum, să nu mai vină. Versetul 2, din Exodul 23, să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Influența negativă. 1 Samuel 12 cu 23 spune Samuel, să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru voi, departe iarăși de mine. Să păcătuiesc împotriva Domnului. Ce ți-a atras atenția? La ce exemple te raportezi? Care este sistemul tău de referință pe calea Domnului? Și ce-a zis Pavel? Fraților, urmați-mă pe mine și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Uitați-vă la înaintașii voștri și urmați-le credința. Influența negativă a blocat
intrarea în Canaan a izraeliților. Dar cine i-a influențat, frate? 10 oameni din 12. Erau mulți, nu? Majoritari. Dacă era invers, poate era invers și cu rezultatele. Dar au venit 12 iscoade și au ținut o dare de seamă, arată Deuteronom 1. Și 10 au zis, acolo-s fiul lui Anac. Adică printre ei acolo sunt și copiii lui Anac. Pericol mare. Două iscoade, Iosua și Caleb, au spus, noi luăm țara în stăpânire. Domnul ne-a promis, Domnul va fi cu noi, vom mânca, au folosit ei termeni și au sfâșiat hainele, s-au proștenut, au plâns înaintea Domnului. Dar dacă 10 au înmuiat inima poporului, nu merge, e greu. Păi și ce facem? Rămânem aici. Influența umană poate să ia locul duhovnicescului, a călăuzirii divine. Și ajungem ca în faza cu Ieroboam, care a instalat religia bunului plac. După cum bate vântul, vezi cam cum merge mulțimea. Vezi cam pe unde-s. Atenție, Evrei 12 cu 13, avem o responsabilitate. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Pentru ca cel ce șchiopătează sau șchioapătă în altă traducere să nu se abată din cale, că noi am pornit înspre Canaanul binecuvântat, vrem să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, să nu ne... N-am încheiat versetul, mai am puțin de acolo. Să nu ne pierdem premiul chemării cerești. La noi în biserică am spus, și acum am început să cam spun în biserici, poate că e un îndemn bun. Am spus, fraților, am îndemnat pe noștri să pună un verset și până vine al doilea să lase pe acela. Că frații se mă uită la el, mai meditează, da? Își fac verificarea în funcție de verset. Poate îl memorează, nu? Iacov 1 cu 21, primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Câți bolnavi au fost în Israel, afectați de un virus. Și imediat ajungem la precizarea aceasta. Este un cuvânt în Sfânta Carte și spune Domnul, fii cu ochii în patru, ca să urmezi bine drumul. Fii cu ochii în patru, ca să urmezi bine drumul pe care Domnul ți-l arată. Doamne, ajută-ne să fim atenți la tine, la oamenii inspirați, care vor să țină pocăința, care vor să meargă pe calea îngustă, calea Domnului rămâne îngustă. Întrebarea este, mai ești pe calea îngustă? Vrei să rămâi? Că spune cuvântul în Matei că sunt mulți care merg pe calea lată, care duce la pierzare. Matei capitolul 7, versetul 13. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei ce o află. Strategia de distrugere asiriană cuprinde mai întâi exemple. Și aici este influența negativă. Este un exemplu în Sfânta Carte Ieremia 34, de la versetul 8. Iată cuvântul spus lui Ieremia din partea Domnului, după ce împăratul Zedechia a făcut o învoială cu tot poporul Ierusalimului ca să vestească slobozenia robilor. Știți care e postul plăcut Domnului, nu? Dați drumul celor pe care nu-i mai lăsați în pace, nici noaptea poate n-aveți somn. Dar mai bine du-te și cereți iertare sau spune că o greșit să-și ceară el iertare, că poate nici nu știe. Dar de ce să faci pace cu Asiria? De ce să ne certăm între noi în fața lui Goliat, care e un dușman de temut? Da, frații lui David, ei
făceau pe vitejii, da, când a fost vorba de Goliat. De ce să nu ne unim ca să facem împreună un front comun împotriva celui rău? În primul rând, prin exemple. În urmă cu câțiva ani ne-am hotărât să lărgim biserica, facem o extindere. Și am avut o ședință de comitet și am discutat acolo. Unul a zis, măi, ar fi bine să mergem cu zidul ăsta așa, cu celălalt așa. Altul a zis, nu, întoarcem biserica invers, punem amvonul dincolo, ce extindem așa, altul a zis altfel. Și unul din frați a zis, da mâine a zis că mergi la Arad, la Betel, pune înaintea Domnului cauza asta. Și adevărul că sâmbătă seara a fost ședința, duminică seara a fost la Arad, la Betel și mă oprește un vas de lucru. Ce mi-a arătat Domnul o lucrare de construcție la voi. Și unul din cei care sunteți rânduiți să conduceți lucrarea, unul zicea, punem așa cărămida, unul zicea, nu așa, altul, punem așa. Și ați întrebat pe Domnul dacă e de acord să faceți lucrarea asta. O zis Domnul, e de acord să faceți cum vreți voi, numai să vă înțelegeți. Slavă Domnului că ne-am înțeles și am făcut lucrarea și a ieșit. Cu bani de la Domnul, din buzunarele noastre și de pe la Consiliul Județean ceva, cam atât. Da. Și uitați-vă ce se întâmplă aici. Am rămas la Ieremia 34, versetul 8, versetul 9. Pentru ca fiecare să lase sloboz pe robul și roaba sa, pe evreu și pe evreică și nimeni să nu mai țină în robie pe fratele său iudeu. Toate căpeteniile și tot poporul care făcuseră o învoială s-au legat să lase slobos fiecare pe robul și roaba lui și să nu-i mai țină în robie. Ei au ascultat și le-au dat drumul. Versetul 11. Dar mai pe urmă s-au răzgândit. Cam cât te ține așa hotărârea de pocăință? Până ajungi în parcare? Câteodată? Elanul, râvna, curăția, dragostea aceea cu pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ai fi în stare să pleci misionar în Afganistan și când ai ajuns acasă, nu știu, deja te-ai luat cu telecomanda, cu povești, cu telefoane, cu... Parcă nu mai e spiritul acela. Eram o dată cu un frate la un cer de rugăciune și zice, vasul de lucru mi-a arătat, Domnul, că avea așa momente în care te apropiai de Domnul, erai sincer, deschis, după aceea iar o lăsai așa ușor, ca în muzică, așa cu tremolo, fade out, din ce în ce mai încet, până nu mai rămâi cu nimic. Cine taie câte una din pocăință, până la urmă nu mai rămâne cu nimic. Problema este că vin și alții după noi. Domn, ce mari răspunderi ai de tot ce faci pe lume, de tot ce spui în scris sau grai, o am scris la sfârșitul Bibliei, de pilda ce la alții o dai, că ea pe mulți spre rai, spre iad sau rai, o să-i îndrume. Ești răspunzător de referința pe care o dai, de exemplul care ești în familie. De ce nu avem puterea să spunem, frate, ești preot în familie? Ascultați, îmi spunea un tânăr, niciodată n-am văzut pe tata și pe mama împreună la rugăciune. Să-i spui, frate, ești preot, când ai adunat familia? La post, la rugăciune, la stăruință, la a scoate idolii. Dar mai pe urmă s-au răzgândit. Și au luat înapoi pe robii și roabele pe care îi sloboziseră. A doua metodă. Strategia de distrugere asiriană cuprinde mai întâi modul exemple. Doi, mesaj. Tot cuvântul pe care l-am citit din Isaia 36 cuprinde un mesaj. Un mesaj pe care îl transmite Sanherib poporului Israel. Un mesaj de intimidare mai întâi. Știți cum se exprimă? Ascultați ce zice marele împărat, împăratul Asiriei. Poți fi mare puterea celui rău, dar te sperii? A fost o descoperire în biserica noastră și s-a ridicat un vas de lucru și a spus, diavolul va încerca să lichideze pe fratele Corneliu prin trei metode. Unu, un accident.
Da, m-am gândit, frații s-au rugat, insistent. A doua metodă, se dea o lovitură în familie și dacă nu merge nici așa, va încerca să ridice o parte din biserică împotriva lui. Și ce să facem? Mai plecăm undeva cu mașina sau o ținem în garaj? Te poți accidenta și pe jos, nu? Și a trebuit să plec la secusigiu. La fel, de două ori, peste cap cu mașina. Dar ascultați, Domnul a făcut precizarea. Ca la Iov, de viața lui, nu te atingi. Nici o urmare, decât corabia. S-a dus vorba lui Pavel, s-a dus corabia și a rămas fără ea. Și în joia următoare, noi avem joia post și rugăciune în biserică, de dimineața de la 9, am o lucrare. Bărbatule, am hotărât ca paguba să pun la loc să se rezolve problema. Exact cât trebuia să o rezolvat. Slăvit să fie Domnul. Vorba fratelui care mi-a adus contribuții, au zis, vezi că n-ai nicio datorie la nimeni din adunare. Dar am datorie la Dumnezeu. Strategia de distrugere asiriană prin mesaj. Un mesaj de intimidare. Iată că vă dau, o zis el, 2000 de cai, să vedem dacă puteți să faceți rost de călăreți ca să încalece pe ei. Cum să stai tu, zice Isaia 36:9, împotriva unei singure căpetenii dintre cei mai neînsemnați slujitori ai împăratului meu și totuși tu ți-ai pus încrederea în Egipt. Dar nu era vorba de Egipt acolo. Versetul 4, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei. Ce este încrederea aceasta pe care te bizui? Și ce a spus Domnul în Deuteronom, capitolul 1? Și acesta a fost al doilea factor din pricina căruia israeliții au rămas la granița cu Canaanul. Deuteronom, capitolul 1, versetul 29, eu v-am zis, nu vă înspăimântați și nu vă fie frică de ei. Domnul Dumnezeul vostru merge înaintea voastră, se va lupta El însuși pentru voi. Versetul 32, cu toate acestea, voi n-ați avut încredere în Domnul Dumnezeul vostru. De aceea, pentru că v-ați plâns pentru copiii aceștia ai voștri, ei vor intra în țară fără să lupte și voi veți lupta, veți fi biruiți și rămâne și la graniță. Și așa a fost. Când Domnul a zis, mergeți în țară, că vă dau țara în stăpânire și nu se poate opune nimeni, că eu v-am promis-o, ei au zis, nu merge. Nu, ne este frică. Și când Dumnezeu a spus după aceea un cuvânt și a remarcat, ascultați, Deuteronom, capitolul 1, versetul 42, Domnul a zis, spune-le, nu vă suiți și să nu luptați, că eu nu sunt în mijlocul vostru. Sunt probleme, sunt lucruri care îndepărtează prezența și slava lui Dumnezeu. Din adunare, din familie, din lupta noastră, care este pe viață și pe moarte. Prin mesaj. Mesaj de intimidare, mesaj de promisiuni închipuite. Dar uitați-vă cum spune, voi vesta în țara voastră, veți mânca din vii și din smochine și apoi voi veni și vă voi duce afară din limitele Scripturii, afară din casa Domnului și afară din țara sfântă, că până la urmă rămâi la ușă. Unde se bat să audă tare? Doamne, Doamne, deschide-ne! Spuneam de dimineață, știți care este cel mai greu nu din Vechiul Testament? Moise, destul, nu intri în țară, nu mai insista. Și încă ceva, Moise, nici ei nu intră. Decât Iosua și Caleb, care au urmat în totul calea mea. Sunt mai multe versete, numeri 32:14, alte versete. Și Domnul subliniază cel mai greu nu din Vechiul Testament. Știți care este cel mai greu nu din Noul Testament? Nu vă cunosc. După această expresie urmează iadul. Nu se mai poate rescrie nimic, nu se mai poate șterge nimic din cartea faptelor. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții va fi aruncat în iazul de foc și pucioasă, pregătit pentru diavolul și îngerii lui, că au dreptate cei de la sala de congregație, că nu pentru oameni,
Doar aici au dreptate. Că nu pentru oamenii făcut iadul, numai că vor ajunge în iad, pentru că ei aleg asta. Și Domnul a spus, nu vă temeți, nu vă înspăimântați, vă dau țara în stăpânire, veți ajunge. Și uneori ne copleșește îngrijorarea și sunt poveri străine și nu este cineva să te ajute, să te îndrume. Spune cuvântul în Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unii altora și astfel veți împlini legea lui Hristos. Că poate omul e amărât și lângă tine în adunare și nici n-ai dat mâna cu el sau poate ai dat mâna, te-ai uitat la rândul următor. Privește-l în ochi, întreabă-l ce face, înțelege-l ce face, ajută-l în ce vrea să facă și ce are nevoie. Păi pentru asta suntem într-un trup, nu-i așa? Și ascultați-mă, îmi place foarte mult ce zice Ezechia, când vă va vorbi, nu vă vorbește sincer și curat, să nu-i răspundeți niciun cuvânt. Și spune cuvântul, și ei au tăcut. Nu intra cu diavolul în conversație că te bate la dialectică. Lasă-l pe Domnul să deschidă ușa. Lasă-l pe Domnul să lupte pentru tine, numai tu să crezi mesajul lui. Să rămâi întemeiat pe făgăduințele lui, în ascultare, în silință. De aceea, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, zice Petru, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? De aceea siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui, fără vină, fără prihană și în pace. De unde, zice Iacov 4, certurile astea și frământările între voi? Nu de la dorințele voastre firești. Că unul vrea întâietate, că altul vrea să fie luat în seamă, că altul nu vrea să se încadreze la program, nu depune efort, nu vrea să fie pregătit. Când m-am angajat, eram tânăr, am apărut și eu la serviciu și șeful de echipă și celălalt au zis să... Nu mi-a zis din prima zi, dar după câteva zile a zis, tu ți-ai făcut intrarea la echipă. Și am zis, da, cu ce? Zic, cu echipament, cu forță de lucru, cu pregătire profesională, experiență nu am, că n-am de unde, dar sper să o dobândesc, cu chef de lucru, cu ce să mai zic și eu? Și, mai cu ce, că trebuie. Și, cam atâta știu, mai trebuie ceva, zice, da, mai trebuie. Intrarea la echipă se face cu țuică. Cu țuică, zic. Niciodată. Nu ne dai de bot. Nu. Apoi nu o să ai multe zile la echipa asta. Zile, câte? Am avut vreo 12 ani. Și după aceea am plecat că am vrut eu. Și a început să mă intimideze. Vezi că dacă nu dai de băut, o să spunem odată ție în apă și o să bei tu. O, zic, bine că mi-a zis, vedeți cum îmi descopere Domnul, chiar prin vrăjmaș. Nu, zic, nu o să beau de la voi nici apă, nici nimic niciodată, așa că fiți liniștiți. Nu o să aveți în ce să-mi puneți. Și altele, că vezi că o să pleci, că nici n-ai ajuns bine și stați liniștiți, că nu e ok, adică nu pot să plec. Și în altă parte. Au plecat ei și am rămas eu șef de echipă, Costi. Ascultați-mă. Un mesaj de intimidare, de promisiuni închipuite, las că nu, și alții fac. De prins un mentor de ăsta la mărturisire care numai te amăcește așa și le amestecă și nu-ți dă lista cu păcate să-ți faci verificarea. A venit o soră la mărturisire într-o biserică, frate zâmbia, zice, n-am prea fost la mărturisire, nu știu cum se face... Zic, poate n-ai fost chiar niciodată, cred că n-a avut niciodată, nu știu cum, zic, ei, știți cum se face? Zic, la mărturisire se vine plângând. Plângând? Omul nu știa, să iasă afară, o zic, da, dar eu nu sunt actriță, nu pot să plâng la comandă. Păi dacă nu-ți dă comandă Duhul, spune Galateni 5:16, umblați dar cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Și versetul 17... Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora. Așa că nu puteți face tot ce voiți. Adică, veți avea o influență. De la cine?
Noi vrem de la Dumnezeu să o avem. Noi vrem să o avem de la Duhul Sfânt. Amin. Nu de la fire, nu de la oamenii care ne duc în rădăcire. Vedeți, dragii mei, cu ce au fost bătuți izraeliții și au rămas la granița cu Canaanul? Printr-un mesaj. Un mesaj al celor 10 iscoade. Printr-un mesaj. Au început să cârtească și Domnul a spus, v-am auzit cârtirile din corturile voastre. Și când cârtești, vorbești și ce nu trebuie. Și și-au zis ei, pentru că ne urăște Domnul, de aceea. Și alte. Mai vorbești și despre Moise, mai vorbești și despre organizare. Un mesaj de promisiuni închipuite, ce seamănă cu Genesa 6:5. O să fiți ca Dumnezeu, o să fie bine, lasă, stai, știi că ne duce Domnul Rai, că doar cu cine să-și umple cerul, dacă nu cu noi? Câți sunt pe calea îngustă, a zis Domnul? Mulți? Promisiuni închipuite, lasă că Domnul o să lucreze. Am niște semne de întrebare. Îmi spunea un frate dintr-o adunare, o zis, uite, eu sunt decăzut, recunosc asta, dar vreau să spun ceva. Dacă e Dumnezeu acolo, ziceai că nu a fost niciodată la adunare, așa vorbea. Au putere duhurile. Uite, eu cu păcatul pe care l-am, eu vin în adunare și dacă mă descopere Domnul, cad jos, mă pocăiesc. Și eu i-am spus așa, auzi, tu știi păcatul, știi pe unde ești, nu? Tu vrei să te facă Dumnezeu de rușine? Tu asta văd că vrei să zici. Dumnezeu nu vrea să te facă de rușine. El poate să te facă de rușine. Păi deja te-a făcut de rușine în fața mea, că eu sunt copil pe lângă matale. Păi eu eram un tinerel, știi, și el îmi spune că pe unde s-a tăvălit, prin ce băltoace, și că vine să-l descopere Domnul. Ascultă-mă, când stai înaintea lui Dumnezeu, cel rău nu are putere nici prin mesajul lui, că îți dă Domnul discernământ. Îți dă Domnul descoperire cum să mergi, cum să umbli pe cale, cum să sfârșești frumos alergarea. Când nu, dacă ție îți plac minciunile, spune cuvântul Tesaloniceni, de aceea Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Hai să citim. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Versetul 9 în jos, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că n-au crezut adevărul. Ahab, ți-am trimis pe Mica, nu crezi lucrarea? Nu lasă că-ți trimit pe altul. Și unde vrei tu să mergi? La Ramotul din Galat, du-te că o să pieri acolo. Ce mesaj vrei să asculți? Ce-ți place ție? Ce gâdile așa, că unii numai râd, dar astea gâdileturile sunt așa, numai ca să... De moment. Dar vorba unui frate, să distreze caprele. Dar ascultați-mă. Chiar dacă produce întristare, mesajul lui Dumnezeu este valabil, este bun, aduce pocăință. Și a spus Pavel, dacă prin mesajul meu v-am adus întristare, Pavel a zis ce a zis, eu vă zic altceva, nu mă mai chemați dacă e vorba de mine. Numai eu vă zic de pe la Pavel, despre la Domnul, am venit să vă aduc aminte, să... O zis Petru... Una, amândouă epistole, ca o să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Se repet cuvintele Domnului, cuvintele apostolilor, cuvântul lui Dumnezeu. Mesaj de amăgire apoi. Ascultați ce spune. Nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, versetul 18. Îl dă drept amăgitor pe Ezechia. Ăsta e mai mult decât curaj. Știți cum se numește? Nu vă lăsați amăgiți de ziua când vă zice, Domnul ne va izbăvi. Versetul 14, așa vorbește împăratul, nu vă lăsați amăgiți de Ezechia, că nu va putea să vă izbăvească. Încă ceva, vorbește numele Domnului. Spune versetul 10,
Și apoi, fără voia Domnului, m-am suit eu împotriva țării acesteia să o nimicesc. Domnul mi-a zis, oare? Eu vi zis Domnul? Nu cred. Domnul mi-a zis, suie-te împotriva țării acesteia și nimicește-o. Povestea păstorul de la Călan, fratele Gagea, zice, într-o zi înainte de slujbă a apărut un frate, frate nefrate, dar a apărut în curtea bisericii și a zis, Domnul m-a trimis cu un mesaj pentru biserica dumneavoastră. Și zice, eu sunt păstorul Gagea, îngerul bisericii din Călan, Domnul nu m-a înștiințat de venirea ta, ești liber să pleci mai departe. O zis Ioan, să nu-l primiți și să nu-i spuneți bun venit, că vă faceți părtași faptelor lui rele. Ce mesaj asculți? Călătoream cu un tânăr și zice, frate, chiar am vrut să vă întreb de o predică. Ascultați-mă puțin, avea CD-ul, să vedeți ce părere aveți. Zic, stai să văd ce părere ai tu. Mama, mie mi-a plăcut așa. Nu, vorbește tare bine. Nu, hai să ascultăm. Și l-am lăsat vreo 20-25 de minute, zic, pune pauză, zic, nu te supăra, asta e predică? N-am auzit versete, n-am auzit explicații din cuvânt, povești. Păi cu povești am încercat și eu, dar nu i-am lămurit pe oameni. Numai așa, le dai așa o stare de ceea ce interesant a fost, ce fain a fost, ce fain predică, ce, da, zidire spirituală, da, un gând de renovare interioară, nimic. Zice, chiar frate, ce nici nu mi-am dat seama. O las CD-ul și pe geam. O și mers fain așa, că CD-ul zboară fain. Dar numai că trebuie și rupt. Îi spuneam unui tânăr, era cu televizorul după cap, un tânăr. Unde mergi tinere? Mă duc la container, zic, vezi să spargi înainte că îl găsești un alt pocăin și-l ia. Dar n-așa am citit din Ieremia, după aceea s-au răzgândit. Auzi, lasă că mă uit numai la știri, că nu, cred că nu e chiar așa rău. Pun ceva, alfa și omega, pun ceva. Vezi să-ți apară și niște reclame pe acolo. Rabșache vrea să-și manifeste influența prin exemple. Uită-mă, dar și astea la alte. Cități întărite, Samaria. Dar numai că acestea plătesc bira Siriei. Îs robi, să nu uiți. Au fost liberi altă dată, acum sunt robi. Nu-ți dependezi de droguri, dar nici departe nu-s. Apoi, în strategia de distrugere, Asiria încearcă prin mesaj de intimidare, de promisiuni închipuite, că Domnul e prezent aici, Domnul lucră și rezultate zero. Ascultați-mă, spune Evrei 2 cu 4 că Dumnezeu întărea mărturia lor. Atenție, noi ne rugăm pentru cauze, așa-i? Așa-i în toate adunările, așa am primit de la frați, așa ținem. Rugăciunea pentru cauze, mie mi se pare că e rugăciunea pentru efecte, cauzele saltele. Păi, de exemplu, omul e bolnav, ăsta e efectul, cauza e alta. Ori o păcătuit, ori vrea să se arate Domnul slava și trebuie să ne rugăm, Doamne, cauza este să-ți arăți slava. Dar unde-s descoperirile ca să știm care e cauza? Sau alta e cauza, Domnul vrea să-l pună la încercare, încercarea credinței, cu mult mai scumpă ca aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, sarbă ca urmare, ce? Păi vine fratele și aduce laudă și slavă lui Dumnezeu că l-a scos din încercare. M-a ajutat, spune un frate, cancerul acesta, să văd că Dumnezeu este la lucru în adunare, că a descoperit prin vasul său, că a pus un delemn prin lucrători, că am fost vindecat. Astea-s cauzele. Noi ne rugăm pentru efecte. El întărea Dumnezeu mărturia lor. Dar unde e mărturia noastră? Mărturia noastră în fața lumii trebuie să fie prin mesaj și prin fapte. Și apoi trebuie să stăruim în rugăciune pentru mărturia aceasta, să fie vestită, să fie arătată oamenilor. Că spune 1 Petru 2 cu 12, ca să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetărilor.
Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre, mărturia. Și apoi, dacă noi avem o mărturie bună, Dumnezeu întărește mărturia. Partea noastră este mărturia, partea lui Dumnezeu este vindecarea, semnele, minunile, darurile Duhului Sfânt. Nu e așa oare? Păi hai să ne rugăm să ne facem noi partea noastră, că Dumnezeu își întărește mărturia. Ceea ce ne dorim pentru Sion, pentru familii, pentru templul nostru al Duhului Sfânt, care este trupul nostru, să nu lipsească prezența celui care a murit și a înviat. Și a pus mâna peste Ioan în insula Patmos și a spus: nu te teme, nu te teme, n-ai de ce să te temi. Eu sunt cel mort, dar am înviat și sunt viu în vecilor. Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl. Partea noastră este să depunem mărturia prin fapte, prin cuvânt și să ne rugăm stăruitor ca mărturia aceasta să fie autentică, să fie valabilă, să fie văzută, să fie primită. Ca a spus Pavel, rugați-vă să mi se deschidă o ușă de cuvânt, că deja tot vorbești și nu te ascultă omul. Când se deschidă o ușă de cuvânt, te treabă el, acceptă el mesajul și nu trebuie să-i spui multe povești. Cu povești nu îi lămurim, nici în predici și nici în afara Sionului. Faceți pace cu mine, zice el, nu vă mai împotriviți. Când ai slăbit sau ai oprit cu jertfa la altar, ai făcut pact cu Asiria. Ești bătut deja, pe teren propriu, la tine acasă. Cu telecomanda ta, cu telefonul tău, cu gurița ta care nu poate să tacă și cu lipsa ta de împotrivire față de pofta lumii, lăudăroșia vieții și toate gunoaiele astea care vor să ne stăpânească, să ne scoată afară. Și spune Rabșache, am să vin și am să vă duc afară. Afară din limitele Scripturii, afară din casa Domnului și afară din împărăție. Acolo vrea să te ducă. Dacă n-ai știut, Adam, unde o să ajungi, nu ți-o zis diavolul, așa e? Nu ți-o zis, vezi? Diavolul nu zice, o să zică numai că o să fii ca Dumnezeu, că e ok, lasă că o să cunoști bine și rău. Nu ți-o zis că o să fii scos afară din rai și nu mai intri niciodată. Nu ți-o zis, așa e? Și a treia metodă. În ce privește strategia de distrugere asiriană, prin exemple, prin mesaj și prin putere, și-a început lupta. Știți cine a biruit? Jehovah Rafa, cel atotputernic, în urma rugăciunii. Biruința vine în urma rugăciunii, spune cuvântul, să aștepți în tăcere ajutorul Domnului, dar după ce te rogi, după ce stărui în rugăciune. Și Pavel a spus, luptați-vă împreună cu mine în rugăciunile voastre, că sunt fiare în Efes, sunt răzvrătiți. Și atenție, al treilea factor care a determinat rămânea la graniță, intrarea în Canaan, 1. Influența negativă, temerea și răzvrătirea. Răzvrătirea împotriva poruncii Domnului, împotriva celor puși de Domnul, împotriva liniei drepte. Dar cei răzvrătiți cad de pe cale, spune cuvântul. Și începe lupta și Ezechia se duce în casa Domnului și pune înaintea Domnului acea declarație, acea scrisoare. Și intră Dumnezeu pe fir. S-a sesizat cel atotputernic și spune Dumnezeu din cer prin proroc, împotriva cui s-a ridicat acest împărat? Nu mai este timpul, că cred că vreți să plecați acasă la 8. Ascultați, Isaia 37, 22 jos. Iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui. Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și își bate joc de tine. Îi veți călca în picioare, o zis Domnul, în ziua aceea pe care o pregătesc eu, Domnul, pentru voi. Veți ieși și veți sări cum sar viței din grajd. Dacă stați la blog, n-ați văzut de astea. Iată cuvântul și versetul 23.
Pe cine ai batjocorit și ai ocărât-o? Împotriva cui ți-ai ridicat glasul și ți-ai îndreptat ochii împotriva Sfântului lui Israel? Și a spus Domnul, dacă se atinge cineva de voi, se atinge de lumina ochilor lui, e cu L mare că e vorba de Dumnezeu. Și dacă nu suporți tu și matale să se atingă cineva de lumina ochilor tăi, Dumnezeu nici atâta. Asta însemnăm noi pentru El. Robii Domnului care se tem de El, care fac voia Lui, care ascultă mesajul Lui, care se împotrivesc. Reiau în încheiere din Efeseni 6. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Ar fi culmea, fraților, să luptăm unii împotriva altora și să ne bată diavolul cu armele noastre. În dezbinarea noastră. Noi trebuie să facem front comun. Și când e rugăciune, rugăciune să fie. Amin. Și când e repetiție, repetiție să fie. Amin. Și când ducem mesajul, ducem mesajul. Ascultați-mă, unu, prima întrebare, ai sesizat împotrivirea? Noi avem de luptat împotriva duhurilor, căpeteniilor, stăpânitorilor acestui viac, împotrivă. Adică nu în aceeași direcție, adică nu în amestec, adică nu cât de cât, cum putem și noi, frate, nu. Nu. A urmat Iosua și Caleb în totul calea mea, a zis Domnul. O altă întrebare. Ai pus la punct toate detaliile. Dacă spune să stai gata, înseamnă că trebuie să fii pregătit în mod permanent. Dacă spune cuvântul că trebuie să iei toată armura, înseamnă că toată armura. Dacă lipsește ceva, diavolul te va ochi. Am predicat la noi la tineret recent spărtura din scutul lui Goliat. S-a uitat David și a zis, Goliat e puternic. Goliat e agresiv și are mult curaj, îndrăzneală, să nu zic altceva. Numai că are o spărtură și acolo am să lovesc. Și l-a lovit și l-a dat jos. Știți unde era spărtura? La apărare. Zice că cel ce purta scutul mergea înaintea lui. Zice că ei se joacă de-a războiul acolo, știi? Dar în schimb avea cuvinte, expresii. O să-ți fac, o să-ți dreg. Dar vin numai atât, o zis, eu vin înaintea ta în numele Domnului, Domnul care mi-a arătat că tu ai o spărtură. Și acolo am să lovesc și-o dat cu o pietricică, dar l-o dat jos. Și cu sabia lui i-o tăia capul. Sau tot la noi am predicat țărușul Iaelei. Știți că Iaela a luat un țăruș, am predicat de țărușul ăla. E din Biblie, nu? Țărușul la Iaelei. Pune capăt unui război în care cineva a biruit. Știți cine? Cine a vrut Domnul. Că El conduce universul și lupta. Și în numele Lui suntem mai mult decât biruitori. Și încă o întrebare aici. Ai rămas în picioare? Că spune cuvântul să rămâneți în picioare după ce ați biruit totul. Doamne, dar s-ar putea să mai ne înclinăm după vânt? Oameni ușori în vremuri grele. Pentru că amăgirea e mare și statornicia slabă. Oameni ușori în vremuri grele. Strategia de distrugere asiriană cuprinde trei moduri. Unu, prin exemple, cetăți întărite. Ia uitați-vă și să văd unde-s dumnezeilor. Sevarfaim, Arpad, Samaria. Au fost cetăți întărite. Păi și vrei să fii ca ei, să plătești bira Asiriei? Asiria nu se limitează să-i plătești bir, să lucrezi pentru ea, ci vrea să te distrugă, să nu mai rămână nimic de tine. Că spune cuvântul că în casa aceea măturată și curată și luminată, duhul rău care a plecat s-a întors să facă o verificare, să văd, mai am acces. Și știți de ce au avut acces? Zice că era goală. Măturată, luminată, curată, dar goală. Lupta se dă prin exemple, prin mesaj și prin putere. Puterea lui Dumnezeu. Cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lume. Ce câștigă biruința noastră asupra lumii. 1 Ioan 5:3.
este credința noastră în Dumnezeu. Mai avem în noi încrederea aceasta în Dumnezeu sau ne bat vânturile, ne duc în amăgire oamenii cu tot felul de păreri și de discuții și ce să te uiți, frate, la ce să iei de la nu știu ce emisiuni, de la nu știu ce oameni, de la nu știu ce cântări? Asculți orice? Te lași îndrumat de oricine? Lupta va fi prin putere și a început lupta. Și când a început lupta, a intervenit Dumnezeu și a dat biruință. Ori muri ca mulți atunci, așa-i? Din Asiria. Nu m-a venit o veste, auzi că a venit o veste, așa are Dumnezeu metodele lui. Vezi că au venit azi dușman pe la voi, s-au întors. Îți spune cuvântul că această căpetenie care a ironizat Israelul a căzut exact în fața Dumnezeului său și a murit. Tăiat de fiii lui. Uai, ce rușinos! Dar nu, ăsta nu a văzut nimic, Dumnezeu străin. Nu a văzut nimic din ce se întâmplă. L-a tăiat fiii lui în bucăți și ăsta nimic. Spuneam fraților din adunarea unde slujesc, fraților, vă rog, rugați-vă stăruitor Domnului când facem ungerea cu un de lemn, să ne vadă Dumnezeu. Nu să spună Dumnezeu, a făcut Corneliu ungerea, că n-am observat. Ce rost ar avea? Liturghie, program, ritual, prezență și nu știu ce am mai putea noi face, colecte și organizări. Dacă nu-i prezența lui Dumnezeu și ungerea lui. Aleluia. Și spune Dumnezeu, nu știu mă, s-o cânta ceva la Efrata, că n-am auzit nimic. Zic, ce s-ar putea întâmpla? Eu cred că s-o nota ceva acolo seara asta. Să zic că Dumnezeu a făcut cineva ungerea, că da, Doamne, am făcut și am strigat tare. Stați mă ușor, că nu-mi decibeli puterea. Puterea o arată măsura credinței. Amin. Crezi că Domnul te vindecă? Domnul știe, zice. Întrebam pe fratele Simionuc, eram tinerel și îl purtam cu mașina prin Valea Julii. Frate Simionuc, zice acolo că dacă e cineva bolnav să cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoșa și dacă a făcut păcate vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcate și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frate Simionuc, cine trebuie să aibă credință? Prezbiterii ce se duc la ungere sau bolnavii care cheamă prezbiterii? Și au zis și unii și alții. Dacă n-au credință prezbiterii, să stea acasă. Trimită pe alții care au credință. Dacă cei ce cheamă n-au credință, să ceară credință. Că Dumnezeu ne dă o măsură, poate să ne dea o măsură mai mare de credință. Să rămânem încrezători în mâna Domnului. Să nu ne uităm după modele lumești și firești, unele din biserici, altele din altele, altele de pe stradă, altele de nu știu unde. Că noi nu ne uităm după sportivi sau după artiști. Ne uităm pe urmele înaintașilor, cum au călcat și au slujit ei lui Dumnezeu, învățăm de la Domnul care a fost blând și smerit cu inima și ne uităm țintă la marele nostru preot, la căpetenia noastră. El desăvârșește credința noastră. Apoi, când vine câte un mesaj, trebuie să-l trecem prin călăuzirea Duhului Sfânt, să nu vină de la Siria, să nu fie de intimidare, de promisiuni închipuite, de amăgire. Și dacă e mesajul lui Dumnezeu și uneori poate chiar nu ne prea place, nu-i nimic, dacă aduce pocăință. Am văzut două surori, stăteau așa în spate, chiar în fața ușii și supărate. Am predicat în seara aceea în biserică, biserica aceea, despre adevărata valoare a sfințirii. Am văzut că supărate. Și când să ies, m-au așteptat acolo. Spre surprinderea mea, o zis, frate, i-am simțit prost toată predica, de noi o fă vorba, dar nu ești vinovat că nu ne știi viața. Dă-ne și nouă schița de la predica asta. Mă, chiar n-aveam schiță, la unele mai am aici câte o schiță, nici la asta de azi n-am avut-o așa în Biblie cum să o am pregătită, dar au zis, dăm CD-ul atunci. Dăm CD-ul sau casete ceva cu predica. Păi de ce? Păi vrem să le luăm la rând, așa, să le punem în rânduială. O, zic, eu am crezut că suntem supărate tare pe mine. Nu, zice, pe noi suntem supărate. Și pe hălălalt.
care nu ne lasă să ne ducem credința, dar trebuie să luptăm și să biruim. Doamne, dă-ne biruință în numele Tău. Amin.